Bună seara! Nu știu ce credeți voi, dar am început și eu să cred în acest talent paranormal al meu. Serios. Dacă aveți vreo problemă, vă rog să apelați la mine cu toată încrederea. Eu sunt omul de care aveți nevoie. Contra unui onorariu decent, fac greva foamei în locul persoanelor ocupate. Iată și condițiile. Micul dejun la ora 7, cina la ora 21. Pentru clienții pretențioși, la ora prânzului, conferință de presă. Pentru ceva în plus, mă leg cu lanțuri de gardul primăriei și în jur, la modul general, după listă. Foc nu îmi dau pentru că sunt alergic la benzină. Și în ritmul la care se scumpește benzina, nu cred că este o afacere rentabilă pentru beneficiar. Puteți apela la mine și în calitate de martor profesionist. Pentru certuri conjugale percep o taxă suplimentară în funcție de zilele de spitalizare. Garantez afaceri financiare dubioase, falimentez bănci, cooperative, emit cecuri false în original și accept condamnări cu suspendare. Nu fac pușcărie, pentru că sunt nebun, dar nu fraier. De asemenea, prestez spargeri de locuințe cu autor necunoscut și preiau dosare penale garantând NUP. NUP. În traducere libere, neînceperea urmăririi penale. Adică, fără consecințe. Mulțumesc, nu trebuie. Falsific documente. Zăpăcesc fete mari, de preferință majore. Predau yoga la domiciliu cu contemplarea buricului și ținerea respirației până la loc comanda. Am și o ofertă specială care constă în producerea unor inițiative legislative pentru parlamentarii începători și garantez, dacă vreți, respingerea în plen a unor astfel de inițiative. Vă las și un număr de celular. Dacă nu răspund, înseamnă că nu este telefonul meu. Dacă... Pardon. Iertați-mă. A sosit materialul didactic. Alo? Alo? Da. Da. Bineînțeles. Vin imediat. Mă iertați. Mă cheamă Țara. Tristan Țara. Nume de cod, v-a scris.